Bună seara și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube, Belmuș Vasi! Ce faceți? Care viața? Bă, mi se pare mie să o cresc. Asta e bine, bă. Nu uitați. Înainte să vă uitați la acest video, uitați, dați un subscribe sau să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Bă, oameni buni, lăsați un comentariu, dați un like, că contează așa. A, nu uitați să dați clopoțelul ca să primiți notificări în continuare. În seara asta am primit o idee de la cineva care m-a întâlnit în Lidl. Sper să vezi acest video, chiar ți-l trimit. Așa. Să vorbesc despre, să fac o recenzie la sălile de sport din Suceava la care am fost eu. Mă, cum s-a întâmplat experiența mea să ajung eu la sală? 3 ani de zile așteptam în fiecare primăvară, când se deschidea cam pe 20 sau 28, 26 martie, depinde cât de cald era, se deschidea stadionul cu program de alergat. Și 3 ani de zile cam am mers numai pe stadion. Nu mi-a venit ideea să merg la sală iarna. Într-un an mi-a venit ideea să merg la sală și știam că pe Mărășești sus este o sală foarte veche. Aia a fost prima sală pe care am frecventat-o, a fost cam vreo 3-4 luni de zile. Aia a fost prima sală. Mă, ce să spun despre sala aia? La timpul potrivit a fost wow, a fost ok, pentru că eram disperat să fac sport, eram disperat să fac, pentru că simțeam că mă îngraș. Și iarna, știi, pui, dar dacă nu faci nimica... Ei, am mers la sala aia cam vreo 3 luni sau 4, chiar mai mult o leagă. Și, bă, ce să zic, o lăsat de dorit multe chestii, dar mi-a prins bine. Mi-a prins bine sala aia și au fost ok. Au fost chiar și aproape de mine. A doua sală la care am fost, chiar la început s-a deschis lângă mine, peste drum, la liceu alimentar de acolo, s-a deschis o sală. Sala se numea San Gym. San Gym avea partier și sus. Bă, când am auzit că are și sauna, gata, frate, facem, erau 100 de lei era abonamentul, da, și chiar venisem și vizitasem și încă nu erau instalate benzile de alergat. Bă, aici la San Gym era super, pentru că la alergat acolo, dacă știți, era, punea filme. Puteai să alegi un film de pe așa și puteai să-l vezi, seara se vedea super și puteai să alergi liniștit că te luai cu filmul și chiar că alergai. Bă, erau idei super chestia asta, mai ales că avea și sauna. La San Gym am fost până s-au mutat ei în spate la Kaufland și s-a făcut una dintre cele mai mari săli din Suceava, San Gym. Aparate noi, era sauna, dar nu știu dacă au mai folosit-o și de multe ori întrebam dacă se dă drumul la sauna și zicea că dacă sunt mai mulți, da, sau trebuie să plătesc eu și pe lângă mine să fac alții, nu știu, mi se părea o politică foarte nelocuit. Dar dincolo de toate, ei aveau cele mai bune aparate din Suceava. Și investiția, ei investeau în aparate de fiecare dată. Țin minte că au schimbat, cred că de vreo 2 ori, benzele de alergat și alte aparate. Deci ei investeau, plus că ei mai iau în Burdujeni, mai au o sală sus la Orizont, așa se numește clădirea aia, au o sală de sport și s-au extins, am auzit că au și în Fălticeni. Așa. După ce am frecventat sala asta, San Gym, m-am mutat cu serviciu în Bosanci. Ei, eu încă mai făceam naveta din Bosanci până în oraș, din oraș luam autobuzul și mă duceam pe Mărășești și coboram până la San Gym, la sală. Mergeam printre blocuri și ajungeam la sală. Am făcut așa, cred că vreo, să zicem, în ianuarie, februarie, 2 luni de zile cam. Se deschidese o sală nouă la Bucovina, magazinul Bucovina, sus, la ultimul etaj. Știam că se deschide, dar nu știam când. Nu știam. Am aflat din întâmplare de la cineva care mi-a spus că, bă, nu știi că s-a deschis sala aia? Cum e acolo? Bă, nu știu nimica. Doamne. Nu știam chiar nimic. Aflasem că ea, persoana, mi-a spus că s-a deschis sala.
Ei, m-am dus, am vizitat sala, pe loc mi-am făcut abonament, că nu avea rost să facă naveta cu autobuzul până acolo. Că eu, după ce coboram de la sală, de la Bucovina, mergeam în stație la bancă și luam autobuzul 2 sau 5 și mergeam acasă. Mi-era mult mai ușor și mult mai lin. Dar ceea ce am descoperit la Bucovina, curățenie, aparate frumoase, curat, sauna, era tot timpul cineva care făcea curat, era tot timpul cineva care ștergea mașinile alea. Cred că, nu știu dacă pot să zic exagerat cu curățenia, dar e ceva normal, ceva normal. Băi, asta am apreciat, era curat, era impecabil, impecabil, pentru mine a fost impecabil. Bineînțeles, după ce m-am mutat cu serviciu din Bosanci înapoi în oraș, mai la Valley de Lidl, după cum știți, știam că se deschide mai în sus de mine, din servici unde lucrez, o sală. Am așteptat, că nu știam când, și am aflat, după cum știți, ați văzut că am fost la deschidere. Mă, sala asta, Omnia Center, este o sală care are foarte multe facilități. Dar facilitățile, we have to pay. Trebuie să plătești. Vreau să vă spun o experiență. Am încercat să stau de vorbă cu un nutriționist și am discutat cu cei de acolo. Dacă mă lasă să vorbesc cu un nutriționist, plătesc ședința, dar cu o condiție. Să mă lasă să filmez. Nu filmam pe doamna doctor sau cine era, ci mă filmam pe mine, efectiv, cum discutam cu doamna nutriționist. Ședința costa 150 de roni și pentru mine nu era o problemă, dădeam, mai ales că mă lăsa să filmez, dar pentru că nu m-au lăsat, am renunțat. Și am zis, mă, nu, nu. Sala este o sală foarte curată, foarte mititică, mititică, clar, e mică, aparate mai de Doamne ajută, dar e ok. Pentru mine e nota 10, e aproape de servici, au benzi, au scări, au și forță, la ora care plec eu nu sunt chiar așa de mulți și e ok, pentru mine e ok sala asta. Așa că vom merge în continuare la ea. Dar ca să auziți, care e sala cea mai bună din oraș, nu am vorbit despre ABC, pentru că nu am fost, doar am fost și am vizitat acolo. Dar eu am spus că vorbesc, fac o recenzie la sălile care am fost eu în oraș, în Suceava. Și sala cea mai bună din oraș, care este, bate toble, da? Este Bucovina. Bucovina pentru mine este numărul 1 în Suceava. O sală nu mare, cât de cât modestă, frumoasă, curată și cu condiții. Chiar dacă este mai scump, dar e ok. Aparate cele mai bune? San Gym. San Gym, dacă vrei aparate de forță, este și la San Gym. Nu că Bucovina n-ar avea, dar Bucovina se încadrează într-o sală nota 10. Nu uitați, dacă v-a plăcut video, nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Pelmuș Vasi, vă aștept. Dați un like, lăsați un comentariu, poate eu nu știu ceva. Criticați-mă, aduceți-mă argumente care e cea mai bună sală din Suceava. Chiar vă rog frumos să spuneți ce părere aveți de celelalte săli. Eu poate n-am fost acolo, poate în Burdujeni sunt mai frumoase săli. Nu uitați, vă aștept, o seară bună, la revedere!